Bun găsit, stimați telespectatori, și la mulți ani tuturor românilor! Vă doresc ca noul an să fiți mai sănătoși, mai împliniți și mai relaxați! Începem cu o veste bună. S-a încheiat cu succes campania Hai să ajutăm un copil să zâmbească, 5400 de zâmbete, derulată de Peditel 179, un serviciu telefonic de asistență pediatrică gratuită în regim non-stop din România. Dezideratul campaniei a fost chiar depășit. 5403 copii au fost ajutați de către 160 de donatori individuali și 7 companii. 2019 aduce o nouă campanie și mai ambițioasă, și anume 100.000 de zâmbete, ceea ce înseamnă că 100.000 de copii vor putea fi ajutați în acest an. Cum putem contribui fiecare dintre noi la această campanie de strângere de fonduri, vom afla imediat. Și pentru că tocmai s-a încheiat perioada sărbătorilor de iarnă, cu mese îmbelșugate, fripturi, sarmale, cozonaci, toate stropite cu băuturi de tot felul, ne-am gândit să vorbim în finalul emisiunii despre consecințele neplăcute ale acestei perioade, și anume kilogramele acumulate și cum putem scăpa de ele în mod sănătos. Duminică 6 ianuarie, creștinii ortodoxi și cei catolici sărbătoresc Boboteaza. Care este semnificația acestei sărbători, ne va spune puțin mai târziu părintele Teodor Lazar de la parohia Schimbarea la Față. Dar pentru început, așa cum vă spuneam, discutăm despre campania de strângere de fonduri derulată de Peditel în 2018, dar și despre campania care tocmai a debutat în acest an, 2019, și care își propune să ajute de această dată 100.000 de copii. Ne oferă detalii Cristina Grigore, director executiv Fundația Părinți din România și inițiator Peditel 1791, sfat medical pediatric prin telefon non-stop, și Adelina Gâdar, studentă. Bună ziua și bine ați venit! Bine v-am găsit! La mulți ani pentru noul an, să aveți un an cu bucurii și împliniri, cum desigur vă doriți și voi. Mulțumim la fel! Mai ales că spuneam, s-a încheiat cu succes această campanie 5400 de zâmbete, cea derulată în anul 2018, și care a fost un, așa cum spuneam, o reușită. Da. Ce ați făcut cu banii sau cum s-a derulat această campanie, care a fost scopul ei? Cum ați reușit să aduceți aceste 5400 de zâmbete în plus? Da, ne-am început în 13 noiembrie campania 5400 de zâmbete și cumva cred că am reușit printr-o, nu știu dacă neapărat printr-o întâmplare fericită, ci printr-un parteneriat pe care l-am făcut cu Facultatea de Comunicare și Relații Publice, de fapt la cursul domnului profesor Răzvan Cherecheș, să aducem în practică la Peditel și pe zona de comunicare 30 de studenți la comunicare. Adelina este unul dintre cei 30 de studenți care realmente au făcut parte din campania 5400 de zâmbete, au implementat 5400 de zâmbete, adică am avut 30 de oameni în comunicare. Cred că fiecare organizație și-ar dori să aibă așa de mulți specialiști, chiar dacă ei sunt viitori specialiști, adică au învățat, au greșit în cadrul campaniei și uite-te că a ieșit cu succes. Practic, în ce a constat această campanie? Cum puteau oamenii să doneze? A însemnat au fost, să zicem, două obiective. Unul, cumva de informare, pentru că ținea și de partea lor formativă la nivel de facultate, de existența serviciului Peditel pe de-o parte, și am mers de la mass media, mall-uri, școli, grădinițe, creșe. Deci în zona de online, în zona de radio și TV, da? Deci partea de informare și legat de Peditel, de existența acestei linii telefonice. Legat de campania 5400 de zâmbete, pentru că absolut toți studenții, cele 10 echipe care au fost în practică, au avut același mesaj, da? 5400 de zâmbete, să ajutăm un copil în plus, da? să nu ajungă la spital. Iar efortul de comunicare al celor 30 de studenți, cărora le mulțumesc, și care cred că l-a fost destul de greu ca să lucreze, pentru că noi lucrăm într-un ritm foarte, foarte alert. Cred că au văzut și ei asta. Se întâmplă lucrurile foarte, foarte concentrat într-o unitate de timp foarte scurtă. A fost ca la final, în 31 decembrie, să avem 5400 de copii în plus. În perioada 13 noiembrie, 31 decembrie, numărul total de apeluri preluate de Peditel au fost de 12.155. Am depășit cele 5400 de zâmbete care ne-am propus. Reprezintă undeva la aproape pe 20% din numărul total de apeluri care le-am preluat în 2018, adică 62.259 de apeluri am preluat gratuit în 2018.
Deci, iată, o țintă atinsă, dar haideți să o întrebăm și pe Adelina. Cum a resimțit ea efortul de a lucra în această campanie și ce ai făcut concret, iată, pentru a ajuta la succesul ei? Pentru mine a fost o experiență foarte interesantă, pentru că am avut ocazia să punem în practică cunoștințele pe care le-am învățat în cadrul cursului nostru de comunicare publică, unde ni s-a explicat cum ar trebui să derulăm o campanie. A fost un foarte mare avantaj pentru noi faptul că am putut și am avut ocazia să colaborăm cu acest ONG, cu Peditel, pentru că ne-a pus la dispoziție multe materiale și multe cunoștințe de care aveam nevoie. De exemplu, ce apreciez foarte mult ar fi faptul că la sfârșit, după ce noi ne-am derulat campaniile, pentru noi s-a organizat un workshop de către ei, la care a fost invitat o doamnă specialistă în comunicare și PR de la București, care a venit pentru noi ca să ne învețe și ea câte ceva din acest domeniu. Deci a fost un avantaj de ambele părți. Da. Dar, concret, tu ce a trebuit să faci? Să împarți flyere? În cazul echipei mele, comunicarea a fost una de tip outdoor. A trebuit să inițiem o colaborare cu un mall, care ne-a ajutat cu punerea unui spot realizat de noi împreună cu cei de la Peditel pe LED-ul de la... pe un LED, pe LED-ul lor. Și ce am mai făcut noi a fost să ne ocupăm de o parte de afișaj stradal, am lipit afișe informative și am organizat și un workshop unde am avut ocazia să învățăm foarte, foarte multe. Deci, ce înțeleg eu, practic nu a fost o campanie de strângere de fonduri, ci o campanie de creștere a numărului de persoane care se adresează Peditelului, la numărul 1791. A fost o campanie care a avut componente de strângere de fonduri. Teoretic, dacă noi nu am fi avut banii, da, s-au strâns în total 54.000... Și care, cum s-au strâns? S-au strâns prin donații făcute pe peditel.ro/donează. Oamenii au donat cu cardul, persoanele fizice, cele 160 de donatori cărora le mulțumim, și am avut și 7 companii care au decis ca să redirecționeze 20% din impozitul pe profit aferent anului 2018 către Peditel. Dar, deci, implicarea lor a venit în urma mesajului nostru că avem nevoie ca să ajutăm mai mulți copii, avem nevoie ca nu se întâmplă, fiind un proiect multianual, nu ajutăm copii acum. Da? În decembrie am concurat cu toate organizațiile, nu, care au, mai ales cele care vin pe zona umanitară, nu, să ajutăm să dăm cadouri copiilor, să le facem un cadou de Crăciun sau așa. Nu este suficient doar în perioada aceasta. Exact, scurtă. Deci în general în decembrie este o avalanșă de evenimente caritabile în care ajutăm punctual să se întâmple ceva cu copiii. Mesajul nostru a fost că nu doar, nu știu, în 25 decembrie, când este Crăciunul, copilul să aibă ceva pe masă sau un cadou, ci pur și simplu 365 de zile. Suntem acolo 24 de ore din 24 pentru copii și pentru părinți, oriunde s-ar afla ei, iar mesajul nostru a fost haide să ajutăm mai mult. De ce ne-am propus campania asta? Pentru că, deși nu se vede și nici medicii nu o văd, o vede doar echipa noastră tehnică din spate, sunt situații în care sunt în același timp 3, 4, 5 apeluri, deși am făcut toate eforturile ca să preluăm toate apelurile sau cât mai multe apeluri acum de sărbători, mai ales că am avut multe zile libere, mulți medici, nu, care au fost în concedii și au fost plecați. Au fost momente în intervalul 24 decembrie până în 2 ianuarie în care au fost și câte 10 apeluri în așteptare. Asta înseamnă, de aici, motivația noastră de a extinde campania pe care am început-o în decembrie sau în 2018, la jumătatea lunii noiembrie, pentru că credem că este mult mai simplu două lucruri. Unu, să venim cu sfaturi medicale avizate și asumate medical de către o echipă de specialiști, da? Sunt 15 medici specialiști și primari. Apropo de acești medici specialiști care, iată, dau sfaturi profesioniste, o fac voluntar sau sunt plătiți? Nu, medicii sunt plătiți și spun eu așa, având în vedere că plătim de 5,5 ori mai puțin decât statul român, da? Și de undeva de 7 ori mai puțin decât privatul, spun că oferim
o plată pe oră, dar foarte mult vine din contribuția medicilor, pentru că nu avem contribuția benevolă, să înțeleg, nu ne putem permite să mergem pe să zicem pe veniturile care creșterile salariile care sunt în sistemul public acum de sănătate. Probabil dânșii fac în ture de serviciu acolo la linia telefonică. Cam câte ore trebuie să stea un medic? Minim 7, maxim 10. Da? Sunt două ture de câte 7 ore, de la 8 la 15, apoi de la 15 la 22 și de la 22 la ora 8 dimineața. Deci, practic, sunt trei. Sunt trei gări, 24 de ore, tocmai ca să asigurăm permanența, de luni până duminică, adică nu este diferență. Și acești medici mai lucrează, presupun, altundeva? Da, ei pot veni poate o dată, de două ori pe săptămână? Da, undeva, cred că sunt unele situații în care trebuie să acoperim 24 de ore din 24 și, în general, pentru că eu cred foarte mult în să vii cu plăcere acolo unde se desfășură activitatea. Păi, având în vedere că mi se pare ciudat retribuția este simbolică, eu sunt convinsă că ei vin cu plăcere. Da, clar vin cu plăcere, dar este foarte greu, de exemplu, să vii cu plăcere chiar dacă vrei să ajungi și să spună cineva, știi, tu în 25 în loc să stai cu familia ta, trebuie să asigurăm 24 de ore, 24 la petitel, hai de vino și fă gardă. Și acum medicii sunt obișnuiți cu gărzile, deci nu sunt chiar străini de ideea acest aspect. Ideea este că fiecare medic își oferă disponibilitatea, da? Și atunci așa stabilim gărzile, adică în funcție de disponibilitatea fiecăruia. Nu prin obligație. Exact. Adică mi se pare firesc, pentru că tu neapărat. Cred că este un model și un motiv pentru care echipa a crescut și nu au plecat medici din echipă din 2015. Pentru că e o atmosferă prietenoasă, da, și înțeleg. Deci nu e o chestiune cumva de a-l forța pe medic să stea acolo 7 ore sau 10 ore, că vrea, că poate, că nu poate. Sunt și medici pe care mă bazez și le mulțumesc, pentru că de fiecare dată, atunci când nu se poate să asigură în garda, sunt oamenii ăștia care sunt din 2015 și am salut de fiecare dată, o să-i și numesc, Cristina Gheța și cu Eugenia Știlen, sunt oamenii care de fiecare dată pe care vă bazați, îi felicităm și noi și le mulțumim și noi. Da, în numele 25, 26, 1, 31 și 2 au fost acolo. Celor care au apelat. Au fost acolo. Fundația Părinți din România împlinește anul acesta 10 ani, da. Iar Peditel împlinește 5 ani și iată, v-ați gândit la o nouă campanie care, îmi spuneați, a demarat deja, pentru că, iată, suntem în 4 ianuarie, a început din prima zi a anului. A început, da. Și e vorba de 100.000 de copii pe care vreți să-i ajutați în plus. Da. Am ajutat, cred că primii deja 1.000 plus copii, adică în primele 3 zile din ianuarie am depășit 1.000 de apeluri deja. Cred că devine o obișnuință. Ca să vă faceți o imagine, în 1 ianuarie 2018 preluam 170 de apeluri. 180 aproximativ cred că au fost. În 1 ianuarie 2019 au fost 326 de apeluri. S-au îmbolnăvit mai mulți copii sau au aflat mai mulți părinți posibilitate de a obține sfaturi profesioniste? Da. Repetăm, e foarte important. Da. Sigur, nu în orice afecțiune se pot da sfaturi prin telefon, de aceea e important să fie acolo profesioniști care să aprecieze când și dacă se pot da astfel de sfaturi sau să-i redirecționeze spre urgențe. Da. Oricum, ziua record a fost 31 decembrie 2018. Da, 31 2018. Decembrie, au fost 354 de apeluri. Eu am fost în 31 acolo. Deci, practic, suna telefonul non-stop. Da, deci era, când ne gândim așa ce înseamnă non-stop, cred că dacă mergem acum la Peditel și acum, dar în 31 decembrie am avut definiția non-stop. Adică nu apucam medicii nu apucau să închidă apelul pentru că se preluia următorul apel. Da? Deci au fost din 24 de ore, s-au vorbit 22. Da, deci asta înseamnă non-stop. Iar am citit pe forum tot felul de păreri ale părinților care sunt realmente recunoscători acestei linii telefonice.
și numai pentru liniștea și calmul de la capătul celălalt al firului, care se transmite și părintelui agitat, care nu știe ce să facă și ar încerca orice doar să-și vadă copilul sănătos. Da, și mai ales că am avut zilele acestea liberă și unica posibilitate este doar unitatea de primiri urgențe, care știm că în perioada sărbătorilor, cu deosebire și dublată de problemele medicale de sezonale copiilor, este realmente sufocată și supraaglomerată. Și atunci pentru părinte este mult mai confortabil și mai simplu din să apeleze la un telefon afară. Și momentul în care medicul îi spune, da, pentru că avem 26 de protocoale și 4 nivele de triaj, adică verde, da, ca să fie în zona medicală, înseamnă sfat medical în deplină siguranță pentru copil, adică anul acesta 76% din apeluri, da, din numărul total 76 au fost cu sfaturi aplicabile acasă. Următorul nivel este în maxim 48 de ore să meargă să fie consultat de un medic de familie, un medic pediatru sau un alt specialist în zona de pediatrie. Următorul nivel este în maxim 2 ore sau acum prezentare într-o cameră de gardă sau în unitatea de primiri urgențe și evident codul roșu și la noi este închide și apelează 112, solicită ambulanță cu medic. Haideți să vedem campania de anul acesta, cum poate contribui fiecare dintre noi la a ajuta această inițiativă lăudabilă, această linie telefonică cu sfaturi pediatrice gratuite. 100.000 de zâmbete. 100.000 de zâmbete înseamnă 100.000 de copii pe care vrem să-i ajutăm gratuit, oriunde s-ar afla părinții, fie că sunt în România, fie că sunt în afară. Și vom merge pentru donatori individuali, pentru cei care fie au apelat, fie vor să susțină peditelul, să ajute mai mulți copii și realmente să aducem liniștea părinților. Părinții, la rândul lor, sunt angajați, nu? Și când ai un copil bolnav, nu îți stă, să zicem, mintea să îți faci tu foarte bine treaba acolo unde ești. Ești angajat, pur și simplu te gândești. Dacă ai avut toată noaptea un copil care a avut febră, te gândești cum se simte copilul tău și care este situația lui. Rămâi cumva acolo cu gândul. Asta încercăm să facem anul acesta. Ce încercăm să mai facem este să venim cu informație, să zicem, de educație medicală valoroasă, validată de către medicii noștri în niște workshop-uri pe care le vom face în zona de online și niște broșuri care să-i ajute pe părinți pe problematica medicală specifică a copilului mic, adică febră, diaree, vărsături, cu ceea ce se confruntă părinții acum, pentru că, din nefericire, internetul abundă de informație neverificată și părinții, dacă citesc ceva, ajung la concluzia că au cel mai bolnav copil din lume, ceea ce nu este adevărat. Da, foarte bună ideea aceasta, da. Să veniți cu aceste sfaturi. Da. De este bază, contribuția să spunem. Pro bono, că tot mă întrebați ce fac medicii, a medicilor și le mulțumesc pentru că vor să vină în zona de educație și părinții pentru început vor putea să facă donații, 10 lei ne costă un apel astfel încât să rămână gratuit pentru părinte. Pot să facă donații pe site-ul nostru peditel.ro/donează. Este o plată cu cardul necomisionat, adică o sumă pe care hotără să o doneze către peditel nu se ajunge integral la peditel. Avem noi niște costuri cu integratorul de plăți, dar dacă îi donează 10 lei, nu li se iau alte costuri de transfer bancar sau altele. Este ca orice plată cu cardul online. Iar anul acesta ne-am propus ca să implicăm mai mult companiile, pentru că până la urmă cred că este important ca noi, comunitatea, să ne ajutăm între noi și să capacităm și administrația publică. Și desigur și voluntarii. Haideți să o întrebăm și pe Adelina. Ai de gând să te implici în campania de anul acesta? Depinde. Noi deocamdată știm că trebuie să lucrăm până în ianuarie împreună cu Peditel. Așteptăm propuneri. Uite, e aici Cristina, eu sper că mulți dintre ei și unii dintre ei au fost
chiar extraordinare, adică s-au implicat foarte, foarte mult, apropo de faptul că, nu știu, generația noastră sau noi ca adulți spunem că vine generația, o generație care nu e implicată, care nu știm, cred că e responsabilitatea. Cred că nu putem generaliza. Există numeroși tineri care se implică. Noi am avut noroc și în toate proiectele în care ne-am implicat, am avut parte de voluntari foarte dedicați. Adică eu am numai partea aceasta poate extrem de pozitivă, ar zice unii, dar nu am avut experiențe negative, din fericire. E bine, iată că vă ajută și acești tineri studenți, dar așa cum spuneai, companiile, vreți să le atrageți? Vreau să le atragem să se implice. Și pentru noi, adică 100.000 de zâmbete înseamnă 100.000, o campanie care va merge către donatori cu plata, cu cardul, și sperăm noi cât de curând să băgăm și o donație prin SMS, sperăm să facem toate demersurile ca anul acesta să se întâmple. Iar companiile, pentru companii vom avea 365 de prieteni pentru 365 de zile, pentru că costul pe zi cu două linii de gardă anul acesta ne costă 3.000 de lei. Asta înseamnă că noi ne așteptăm să... Deci costurile vor fi anul acesta 1 milion de lei. Este prima dată când Fundația Părinți din România ar atinge sau ar avea nevoie de această sumă, să depășim 500 de mii, da? Deci mai mult de 100 de mii de euro cât a fost până acum, aproape să dublăm suma. Cred că este posibil, pentru că în cele o lună și jumătate cât a durat campania 5400 de zâmbeci, toată lumea a simțit nevoia să ne ajute. Și eu sper să o facă și în continuare. Noi vă susținem, vă sprijinim ori de câte ori doriți să veniți, să mai faceți câte un apel către mulțumim cei care foarte mult pot și mulțumim, să facă. Da, mulțumim foarte mult că presa a fost foarte aproape, nu numai de campania 5400 de zâmbete, dar încă de la început, din 2014, a fost foarte aproape de Peditel. Cred că este punctul cel mai important pentru noi ca serviciu, ca oamenii să știe odată de noi, și faptul că voi ați fost, și cu deosebire TVR-ul, a fost unul din prietenii de cursă lungă ai Peditelului, vă mulțumesc! Vă ținem pumnii să strângeți suma necesară și să auzim numai de bine. Vă mulțumesc că ați fost astăzi aici! Mulțumim! Noi mergem mai departe. Tabăra pentru persoane cu insuficiență renală cronică la Cluj. 65 de copii, tineri și adulți, au sărbătorit împreună Revelionul și au petrecut o săptămână plină de activități relaxante de la bowling și atelier de karate. Au avut vacanță, dar nu și de la boală. În fiecare zi au mai adus bolnavi la centrul de dializă. De persoane s-au distrat pe cinste timp de o săptămână într-un hotel din Cluj. Sunt 25 de persoane care fac dializă, 10 cu transplant renal, aparținători și voluntari ai Asociației pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru. Aici este atâta bucurie încât nu există tristețe. Aici e fericire, e de vis. Pentru copii e minunat. E un loc absolut minunat. Și gașca e un... Sunt niște oameni deosebiți care nu te fac să te simți atât trist. Toți sunt veseli. Mă simt minunat, mă simt foarte bine, e o atmosferă foarte plăcută. E ca și cum ar fi sărbătoare în fiecare zi. Programul a cuprins colinde și karaoke, o vizită în târgul de Crăciun din centrul Clujului, bowling, cinematograf, un atelier de pictură, o întâlnire cu câini de terapie și multe jocuri de societate. Nu mă rămân până la 10. Poate mai trece. Ilinca are 11 ani și a trecut în urmă cu un an printr-o operație de transplant renal. De atunci a făcut progrese uriașe. Acum ea este sufletul petrecerii. Ilinca mereu ne surprinde cu orice activitate, este mereu cu zâmbetul pe buze și noi ne bucurăm de ea. Adică dansez când fac diferite lucruri. O seară a fost dedicată pentru Secret Santa, iar Revelionul a fost emoționant. Două cupluri de tineri cu insuficiență renală și-au unit destinele în cursul anului 2018, iar în noaptea dintre ani s-au mai căsătorit odată, neoficial. De Revelion, chiar noaptea de Revelion. De Revelion, ne-am îmbrăcat din nou mire și mireasă și... Cum ați fost primiți de cei de aici? Da, cu aplauze. În picioare, cu aplauze, a fost un moment
Deosebit. Te lasă fără cuvinte. Chiar dacă au fost în tabără, copiii nu și-au luat vacanță de la bolile lor. Timpul taberelor, din păcate, mai apar probleme medicale. Oricât ar vrea să se simtă bine, oricât am încercat noi să îi facem să uite de boală, simptomele sunt acolo. Unii fac hipotensiune, alții hipertensiune, alții au probleme cu abordul vascular. Chiar mâine urmează să trimitem o tânără să îi se schimbe cateterul pe unde face dializă, pentru că a început să sângereze și trebuie rezolvată treaba. Asociația pentru Solidaritate și Empatie Delia Grădinaru organizează în fiecare an câte două tabere pentru copiii cu insuficiență renală cronică. Acestea sunt finanțate din donații. Perioada sărbătorilor de iarnă cu mese îmbelșugate, fripturi, sarmale, cozonaci, toate stropite cu băuturi de tot felul, s-a încheiat. Ne-am gândit să vorbim în continuarea emisiunii despre consecințele neplăcute ale acestei perioade, și anume kilogramele acumulate și cum am putea scăpa de ele în mod sănătos. Ne oferă sfaturi profesioniste invitata mea. Este vorba despre Sigina Pop, nutriționist și dietetician. Bună, Sigina, la mulți ani! La mulți ani, bine te-am găsit! Mă bucur că ești astăzi în studioul TVR Cluj, pentru că te urmăresc pe blogul tău și am văzut că ești extrem de pricepută. De asta apelăm la tine. Ne-am îngrășat, e clar. Acum nu are rost să analizăm de ce. Pentru că am mâncat și prea mult, am amestecat și tot felul de bunătăți. Acum am vrea să începem un program de slăbit și există tot felul de diete. Nu știm pe care să o abordăm. Una cu ouă, una cu carne, una fără carne. Perioada sărbătorilor este o perioadă în care, în general, lumea devine mai sedentară, mănâncă mai mult, pentru că așa sunt excepțiile. Însă, atâta timp cât o perioadă de excepție nu devine o obișnuință, kilogramele ar trebui să revină la cele inițiale. Fără efort? Da, fără efort, pentru că ne întoarcem la obiceiurile alimentare dinainte, la eterna goană de zi cu zi, și atunci cam într-o lună, o lună jumate, două, ar trebui să ne scăpăm de acel exces ponderal. În general, știm că toată lumea pune undeva între 2 și 4 kg de sărbători, dar nu reprezintă un motiv de îngrijorare atâta timp cât nu continuăm cu aceste excese alimentare. Deci, iată, într-o perioadă de 2 săptămâni putem pune 2 până la 4 kg, de multe ori așa se și întâmplă, și am vrea totuși să le dăm, dacă și aveam înainte un surplus de kilograme, așa ne uităm în oglindă și am vrea să slăbim cât de repede. Cam în ce perioadă ar fi ideal să dăm kilogramele jos? Cam câte kilograme pe lună e bine să slăbim? Ideal ar fi să nu ținem cură și diete. Asta agravează lucrurile. Ideal ar fi să abordăm un stil alimentar adecvat nevoilor proprii, care să ne ducă acolo unde dorim cu greutatea. Asta înseamnă să avem un meniu echilibrat și să putem să facem din acel stil alimentar un stil pe viață. Asta este mai greu, pentru că dacă o ținem așa pe ceea ce ne convine și ceea ce ne place să mâncăm, s-ar putea să nu reușim să slăbim. Toate dietele au rezultate pe termen lung, indiferent că sunt hiperproteice, hiperlipidice, hipo de toate felurile. Unilaterale, în general, da, am văzut că sunt, da, să mănânci un singur fel. Atâta timp cât ținem cura de slăbire, probabil vom avea rezultate, dar pentru că niciuna din curele de slăbire nu sunt echilibrate și nu le putem face un stil de viață pe termen lung, ne întoarcem la ceea ce știam și kilogramele revin. Astfel că putem să ne găsim un stil echilibrat care să ne ducă la greutatea pe care ne-o dorim. Dar există tot felul de mituri, cum că dacă nu asociem carbohidrați cu proteine, nu se va depune pe noi grăsime suplimentară. Da. Sunt mituri foarte bine vehiculate și nefondate științific. Noi ne combinăm nutrienții în funcție de necesități. Dacă urmează și să de facem plăcerea papilelor gustative. Plăcerea gustului, normal că un carbohidrat, că cartofii cu carne sunt mai buni la gust decât legumele cu carne. Un brocoli cu carne. Sigur, legumele cu carne sunt puțin mai hipocalorice, dar dacă ne raționăm bine, conform necesarului propriu energetic, putem
putem să consumăm și cartofi cu carne și paste cu carne și orez cu pește și brânzică cu mămăligă, astfel încât să și obținem rezultatele pe care le dorim, dar să și avem, să ținem balanța energetică în echilibru. Depinde care este scopul. De exemplu, o combinație cu proteine și carbohidrați este mai relaxantă, mai liniștitoare, poate ne prinde mai bine seara și la amiază mâncăm ceva mai lejer, niște cărniță cu legume. Dar depinde de scopul pe care îl avem. Scopul despre care discutăm noi astăzi este să dăm jos kilogramele și să ajungem la acel indice de masă corporală sub 25. Pentru că acum toată lumea știe să și-l calculeze și văzând că ești peste el, deși nu trebuie să ți-l calculezi ca să-ți dai seama că ai kilograme în plus, ai vrea să slăbești. Există suplimente alimentare care promit o accelerare a metabolismului și implicit o scădere în greutate. Prin termogeneză, da. Orice aliment termogenic cel mai cunoscut este... Ardeiul iute, nu? Da, sau compușii, alimentele care conțin cafeină, accelerează până în 5% metabolismul bazal, o să explic imediat și ce înseamnă aceasta, însă efectul ține atâta timp cât este substanța în sânge. Noi însă trebuie să căutăm beneficii pe termen lung, nu? Nimeni nu vrea să slăbească și să se îngrașe înapoi toate kilogramele plus peste. De aceea noi suntem, noi specialiștii, pe principiu stil de viață, nu dietă, pentru că vrem niște rezultate pe termen lung, vrem un metabolism bazal accelerat pe termen lung și aceasta se poate doar prin tonus muscular mai mare. Asta înseamnă că dacă facem sport, putem să controlăm singura masă activă controlabilă este masa musculară. Așa ne putem controla și crește puțin arderile pe o durată mai lungă decât cu pastile termogenice. Și cam câte minute pe zi sau pe săptămână ar trebui să facem mișcare și ce fel de mișcare? Pentru că, sigur, lucrul ăsta ne îngrozește. Acolo e efort, transpirație și evităm să mergem la sală. Orice efort în plus față de ce facem în momentul de față este foarte binevenit. O plimbare? O plimbare în ritm rapid, efort moderat spre intens, măcar de 3 ori pe săptămână ar fi excelent pentru a crește tonusul muscular. Acasă am putea face niște exerciții pe o salteluță, genoflexiuni, flotări? Desigur că am putea aduce beneficii mai mari decât a sta pe canapea și a ne uita la televizor. Îi lăsăm să se uite doar la emisiunea, da, Regiunea în Obiectiv. Este foarte important și când cum facem exercițiile respective. De aceea ar fi bine să avem un specialist chiar și la sport. Măcar pentru început. Da, până să învățăm să executăm corect mișcările, astfel încât să nu ne facem mai mult rău decât bine. Spuneam la început că există sau au existat de-a lungul timpului tot felul de regimuri de slăbit, cu supa de varză, mâncând ouă, mâncând doar carne. Mai puțin cunoscută este această dietă ketogenică sau cetogenică. Pe ce se bazează ea și dacă poate fi ținută fără riscuri pentru sănătatea noastră? Dieta ketogenică se bazează în primul rând pe grăsimi și cum să mănânci cât mai multe grăsimi și cât mai puține proteine, pentru că de regulă grăsimile animale provin din surse animale și vin ca sursă de proteină și cât mai puțin, aproape spre zero carbohidrați. Trebuie să fie în sânge maxim 20 de grame de carbohidrați. Această dietă ketogenică este o dietă extremă. Are studii științifice ca fiind validă și eficientă în cazul copilor cu epilepsie, însă la adulți, chiar și adulții cu epilepsie, nu s-a dovedit acest lucru. Iar pentru persoanele care doresc să slăbească, faptul că aderă la dieta ketogenică sau orice altă dietă nu îi va face decât să aibă tot rezultate temporare, pentru că nu vor putea face o normalitate din această dietă. Această dietă nu este pentru oricine. Nu toată lumea poate să suporte să mănânce doar grăsimi și nici nu este natural și firesc. Și practic, ce să mănânci grăsimi? Slănină? Untură? Aceasta era dieta clasică, dieta mai nouă. Ketogenică se bazează mai mult pe grăsimi vegetale de mai bună calitate, avocado, nuci, semințe și grăsimi animale provenind din ou. Alte uleiurile vegetale intră cocos, la această sigur, dietă? Tot ce înseamnă grăsimi, dacă se poate, cât mai aproape de 100% grăsimi ca și compoziție.
Pare oarecum paradoxal, pentru că am fost învățați până acum să evităm grăsimile, pe lângă zahăr și alcool, evitați și grăsimile. Iată că există varianta în care poți să mănânci numai grăsimi. Îți afectează sănătatea și din ce cauză? Practic, ce se întâmplă dieta, în organism atunci când mănânci numai grăsimi? Dieta ketogenică vine cu multe riscuri. Dacă nu este foarte, foarte bine condusă de un specialist care știe, are experiență, s-au eliminat potențialele cauze medicale de agravare, oricum vine cu riscurile sale. În primul rând, deshidratare, pentru că neavând carbohidrați, un gram de carbohidrat reține 3 grame de apă, automat ne scade tensiunea, pierdem lichide și ne simțim amețiți, putem să avem o hipotensiune severă. Se recomandă un consum ridicat de apă, undeva la 3-4 litri de apă, probabil cu 1-2 litri peste necesarul zilnic, ca să stabilizăm tensiunea. Apoi mai e riscul de constipație, pentru că grăsimile nu vin cu fibre. Trebuie crescut foarte mult aportul de vegetale, acelea vin și sunt în concordanță cu conceptul dietei ketogenice, mai ales frunzele și aceste fibroase fără prea multe proteine sau carbohidrați, pentru asigurarea unui tranzit optim. Așadar, iată, vine cu multe riscuri această dietă ketogenică, desigur și cu beneficiul de a slăbi probabil mai rapid. Dar nu o recomandați, mai ales dacă nu este sub supravegherea unui specialist. 2-3 sfaturi pe scurt acum la final, ca să avem un stil de viață sănătos pentru tot restul vieții. Unde ar trebui să lucrăm? La micul dejun, la ar trebui, prânz, la cină? În primul rând să ne urmăm senzația de foame și când ne este foame să mâncăm mâncare, nu înlocuitor, câte un dulce aici și acolo, și să ne amăgim senzația de foame. Dacă nu ne simțim capabili să ne facem un echilibru, să ne găsim un echilibru în alimentație, recomand cu foarte mare căldură să se apeleze la specialiști care să te învețe cum să mănânci, astfel încât să nu mai ai nevoie de nicio dietă. Mulțumesc foarte mult, Sigina. Mulțumesc pentru sfaturile oferite. Te mai aștept și altă dată. Mulțumesc pentru invitație. Noi mergem mai departe. Vacanța continuă în stațiunea Colibița din Bistrița Năsăud. Unii turiști nu au plecat încă după ce au sărbătorit aici Revelionul. Aici au sosit abia acum, dornici să schieze și să-și încarce bateriile pentru noul an. Un alt obiectiv turistic este lacul de acumulare. Oamenii au dorit să-l mai admire odată, pentru că acesta urmează să fie golit în 2019. A nins în ultimele zile la Colibița, însă ninsoarea nu i-a împiedicat pe turiști să urce pe baraj. Oamenii și-au făcut fotografii după ce au aflat că peisajul stațiunii cu cel mai curat aer din România se va modifica. Lacul, supranumit Marea de la Munte, va fi golit pentru curățarea și reabilitarea barajului. Am ieșit un pic la aer să ne bucurăm și noi un pic de iarnă. Noi venim aici frecvent în fiecare an, Paște, Crăciun, de unde câte ori, de la Brăila, sigur. Și merită efortul, e așa merită departe? Merită efortul, nu este departe. Deci pentru zona asta e... Aș da orice să stau aici, nu să vin numai în vizită. Am ieșit împreună cu familia aici la lacul Colibița pentru că este o zi deosebită, ninge foarte, foarte frumos. Oricum aveam în plan să ieșim din zilele trecute pentru că a nins în ultima săptămână, iar la Colibița peisajul este feric. Și apoi am mai aflat din presă că lacul va fi golit probabil în 2019 și atunci au asemenea priveliște cu luciu de apă între brazi încărcați de zăpadă, n-o să mai prindem curând. În timp ce unii au văzut lacule de sus, alții s-au pus pe pescuit, o pasiune care acoperă toate anotimpurile. Hotelierii de la Colibița s-au declarat mulțumiți. Au avut hotelurile și pensiunile pline de revelion, dar și acum sunt mulți turiști. Cam 50% din hotel sunt doar cei rămași de la revelion, plus că astăzi au venit alții care erau fără rezervări. Colibița este situată la doar 50 de kilometri de orașul Bistrița. Stațiunea se află la poalele munților Călimani, la o înălțime de 800 de metri. Boboteaza sau Epifania este sărbătorită la 6 ianuarie de către Biserica Ortodoxă și cea Catolică. Boboteaza încheie ciclul celor 12 zile ale sărbătorilor de iarnă care încep în ajunul Crăciunului. În grecește, cuvântul boboteaza este numit Teofanie sau Epifanie, care se traduce prin arătarea Domnului. Dar mai multe despre semnificația bobotezei vom afla de la părintele Teodor Lazăr de la Parohia Schimbarea la Față din Cluj-Napoca.
Bună ziua și la mulți ani, domnule părinte. Iată, boboteaza bate la ușă. Care este semnificația acestei sărbători? Este una foarte profundă. Arătările domnului, sărbătorile în general acestea zise de iarnă, sigur e o titulatură care vine mai din urmă, din epoca aceea mai aurită, dar nu atât de aur cum s-a crezut. Arătările Domnului Iisus Hristos, le putem defini toate sărbătorile acestea sub această titulatură grecească, frumoasă, teologică, profundă, pentru că și nașterea este o arătare până acolo. Sigur că arătările acum sunt prefigurate, nu prin ecografie sau alte tehnici. Putem vedea deja, am văzut, sunt și eu bunic de vreo 6 luni și mi s-a trimis o poză cu o conformație facială a nepotului dinainte de naștere. Deci arătări avem tehnologice și, dar pe bune, pe bune, Hristos ni s-a arătat, pur și simplu s-a arătat. Sunt anumite opinii teologice mai noi, mai de protest, să spunem așa, care spun nu putem face icoana lui Dumnezeu. Ba da, pentru că Iisus Hristos a luat fiul lui Dumnezeu. Și a și spus la un moment dat, cine mă vede pe mine, vede pe Tatăl. Acum, mulți vin și reinterpretează, spunând, bun, cine vede caracterul lui Iisus? Nu neapărat. Iisus sigur, a avut... se poate extinde și, cu siguranță, se extinde la caracter, la toate, concepte. Dar să nu uităm că, înainte de toate, noi întâlnim o fizionomie, întâlnim un chip. Și sunt foarte multe alte... Dar așa cum spuneați, prima dată el s-a arătat imediat ce s-a născut. A fost un bebeluș frumos și un bărbat frumos la urma urmei. De ce s-a botezat doar la 30 de ani? Era în obiceiul vremii. Botezul de acolo nu are același conținut pe care îl are botezul de azi. Dăm un alt înțeles acest lucru cu o altă determinare. Acolo era un botez al apei și acum folosim apă, este adevărat, dar cei care vroiau să arate o schimbare radicală a vieții făceau acest gest public, de natură publică, să la marcheze... Maturitate, când, da, la maturitate, când deplină conștiență. N-ar trebui să urmăm acest exemplu? E o discuție și tot în registrul acesta unor gândiri teologice mai noi, dacă n-ar trebui să asume odată cu majoratul... Exact. Nu un copilaj de câteva luni... Care nu poate asuma... Bun... Eu discuție, ați provocat-o, da. Nu putem merge pe ea, la urmă urmei, nu, Clujul este un oraș multietnic, multicultural, multiconfesional, unde vin și spun unii, n-ar trebui așa, ci altfel să asume singur. Copiii nu asume de toate și mai ales din orizontul educației și a culturii. Cine își alege numele? De ce nu dăm nume? De ce nu lăsăm pe un copil? Sunt unii copii care sunt împovărați cu câte un nume, n-ar vrea să le enumer pe câteva, că sunt din spectrul social, nu? Triță, Făniță, Culiță, Tăriță, Janel Crecănel. L-ați auzit așa pe asta, bănuiesc? Da, le-am auzit. Da, cum să porți un diminutiv toată viața până la... Janel la 80 de ani. Își pot schimba ulterior numele. Dar, uite, sigur, și religia ți-o pot schimba ulterior, dar poate cel mai bine ar fi să te botezi în cunoștință de cauză, la maturitate, în religia pe care consideri că e la sufletul tău. Întrebarea este onestă la urma urmei, dar de ce nu ar trebui să aleagă școala sau grădinița copilul? De ce este orientat de părinți, canalizat fără să fie consultat? Pentru că e mic. Tocmai de asta spun, la 30 de ani ești suficient de matur. Când e vorba de Dumnezeu, n-ar trebui să încredințăm. Deci îl încredințăm unui sistem de educație, de multe ori, cu tot felul de etape ale istoriei, unde mai mult se spală creierul decât se cultivă, cu anumite ideologii, dar lăsăm la parte, că le trăim oricum și acum. Însă când e vorba de Hristos și de Dumnezeu, asta nu mai transmitem, să o aleagă singur. Când așa e vorba de nume, trebui, din păcate, se transmite nu chiar ereditar, dar din generație în generație. Dacă ar fi o singură religie, ar fi absolut ok să-l canalizăm din start. Și o singură confesiune. E adevărat, aveți dreptate, însă să știți că noi nu îl orientăm, adică nu îi se pune o ștanță cu fier înroșit pe care scrie așa baptist, greco-catolic sau ortodox. Să te reorientezi, evident, confesional. Și eu întotdeauna la botez spun așa, care este conținutul botezului astăzi? Este o mulțumire, în primul rând, îi mulțumim lui Dumnezeu că avem un dar. Viața este un dar și pe modelul pe care a făcut și Maria și Iosif s-a dus la templu, nu? Să ducă ca dar al mulțumirii care erau mai bogați, duceau un bou, că boul stă aproape de bogăție întotdeauna, ceilalți turturele, păsările, elemente ale vieții libere, cei mai modești. Să nu uităm că au răscumpărat darul în felul acesta. Deci, cumva s-a schimbat semnificația botezului, nu e doar o asumare publică a confesiunii în care vei... Confesional, nu. Nu este o regimentare. Cum era la Iisus Hristos. El și-a demonstrat în fața tuturor alegerea făcută de a fi slujitorul lui Dumnezeu. Așa este, cu toate că el în adâncul existenței sale divine nu era chemat să facă asta, adică ce să curețe în
el, că era curat din calea afară ca Dumnezeu, dar spune și Ioan identifică dumnezeirea lui, spune, nu e cazul. Ba da, să vadă ceilalți că umilința mea de la Iezle până la Iordan rămâne neschimbată, neatinsă. Acum, făcând o paralelă cu ceea ce se petrece azi, apropo de botezul la maturitate, sau de fapt acolo este deschiderea vieții lui publice. El se... se arată din nou. Respectiv la serviciul lui public. Așa este. Și a... S-a arătat odată, s-a arătat la naștere, nu? Încât a participat tot universul, toată creația, oamenii simpli, dar și magii, nu? Oamenii de știință. După aceea se arată și la circumcizie, după aceea, la 1 ianuarie, celebrăm asta, la 8 zile, și acum se mai arată și Evanghelia pomenește asta și este pusă în meditație, tot în acest interval, la 12 ani, să nu uităm. Când deja, ce înseamnă 12 ani la evrei și trebuie să înțeleagă copiii români, tinerii români de astăzi, putem vorbi și despre tinerețe, era asumarea maturității. Majoratul la evrei până la în ziua de azi. Ani. Da. Nu la fetiți, 18 ani. Nu la 18 ani, când îi cumperi BMW, iertați-mă că am dat un nume, de, îi cumperi o mașină așa și o lipește de gard și după aceea drame și de ce, de ce, pentru că da. Trebuie să meargă educația înaintea unor... unui acces la anumite lucruri. Să revenim la bobotează, pentru că știu că în ajunul bobotezei trebuie ținut post. De ce? Pentru că e o alternanță. Nu putem să... Sărbătoarea, în primul rând, nu și trebuie înțeleasă... Ce semnificație are, de fapt, ținerea unui post? Orice formă de asceză. Asceza nu se referă doar la elementele despre care vorbea doamna dinainte. Adică nu e un raport doar cu partea digestivă a vieții. Noi suntem mai mult decât un tub digestiv care trebuie tot timpul pus în lucru sau în repaus sau reparat tot mai mult astăzi din pricina unor comportamente abuzive. Uităm că cel mai mult nu ne abuzează guvernul și nu știu mai ce autorități, ne abuzăm noi. Dar biserica ne aduce aminte că să nu fim abuzivi cu noi, să fim mai blânzi. Aici nu sunt. Deci postul ăsta are și un rol pentru sănătate. Pentru în echilibru. Rând, iată, în general postul, ajunul și toate celelalte caută o restrângere a celor exterioare. Să nu uităm că tubul digestiv ține de exterior, inclusiv în studiul medical, vorbim de ceva exterior. Când se face o hemoragie digestivă, nu este considerată internă, ci digestivă e altceva. E de fapt ceva care ne leagă cu lumea exterioară, cu două orificii și cu o protecție mucoasă, dar e ceva ce ține de exterior și trebuie să fim foarte atenți la raportul cu acest exterior. Și biserica are grijă întotdeauna să fie un echilibru. Așadar, e o restricționare a exteriorului, a vieții noastre de raport extern și o căutare mai adâncă cu mintea și cu inima, cu interiorul nostru. Deci asta ar trebui să facem în perioada postului, să și medităm puțin la semnificația, iată, acestei boboteze, arătarea cea de la 30 de ani și când a fost botezat de către Ioan Botezătorul. Așa deci este, el așa era... este. Sfânt, era perfect, totuși a avut nevoie de botezul acesta. A avut și acolo găsim modestia divino-umană așezată împreună. Pe de o parte Ioan care spune, nu sunt vrednic. Ei, care dintre mari, nu știu, membri ai Academiei ar spune unuia care vine de nicăieri, necunoscut, eu nu sunt vrednic. Ah. E lumea vrednicilor asta, da, nu deci sunt modestie, vrednic. Modestie, umilință, e o modestie exact și Iisus, cere da. Iisus de la pe de o parte, pe de altă spune, tu n-ar trebui să faci asta, ești Fiul lui Dumnezeu și spune, uite, o facem. O facem ca lumea să înțeleagă că până la urmă Dumnezeu s-a coborât în toată smerenia ca omul să-și recapete chipul de persoană, nu? Persoană, antropos, adică om care privește în sus. Și prezența Spiritului Sfânt atrage atenția că trebuie să privim în sus. E o lume pe stradă care merge cu ochii în pământ și tristă. Ori sărbătorile acestea trebuie să redescoperă bucuria, nu o bucurie care vine din pancreas. Mai greu. Tot în această perioadă a bobotezei există și obiceiul sfințirii caselor. Ce legătură are această sfințire a caselor cu, iată, botezul lui Iisus Hristos? Ating subiectul imediat. Vreau să fac doar o remarcă apropo de cei 30 de ani la care Iisus a botezat. Obiceiul vremii era ca cei care vreau să însemneze ceva pentru orizontul de expresie public, adică vorbitorii, filozofii, gânditorii, asceții care veneau din pustiu sau din universități, din școlile de gândire grecească, se pregăteau 30 de ani. Abia după 30 de ani, până la 30 de ani într-o școală filozofică aveai voie să pui o singură întrebare și trebuia să asculți. Azi toți au răspunsuri. Deci maturitatea era și mai evident, târzie. Dusă, da. Adică se pregăteau 30 de ani ca să vorbească cum a vorbit Ioan Botezătorul 6 luni și Iisus 3 ani.
La noi e invers, ne pregătim 3 ani pe sistemul Bologna și vorbim 30 de ani mai nimic. În diverse funcții importante. Exact, și cu o limbă maternă pe care mama vorbea mai bine. Să revenim la ceea ce a spus Sfințirea Caselor. Dați-mi voie să inventariez câteva denumiri ale ceea ce fac preoții acum când merg în ușa unui... Din casă în casă, da. Mai toate sunt la limită sau pe lângă ceea ce se întâmplă. Auzim așa, băbotează, vine cu crucea, sfințește casa și ce mai e pe acolo și așa mai departe. Nu aceasta ar fi titulatura sau definirea corectă a ceea ce trebuie să înțelegem din acest lucru. Că eu vin tocmai din asta și mă întorc în... este vizită pastorală. După ce credinciosul merge, dacă merge, duminică de duminică, în sărbători, se duce spre casa comună, că asta este biserica, lăcașul de cult, nu templul, se duc la casa comună și preotul îi așteaptă, vine o zi pe an în care credinciosul deschide ușa preotului să intre și el să facă o vizită. Deci e vorba de, repet, vizită pastorală. Nu e de adunat banii și știu ce, tinerii de astăzi cred că despre asta e vorba, se baricadează. Nu, e o vizită pastorală. Nu doar tinerii, din păcate... În general. În general, nu, oamenii asociază au o percepție, și da, cu partea asta comercială, să spunem așa. Oarecum, vine, oarecum. Vine părintele pentru că adună o sumă de bani. Din nefericire, e... percepția aceasta este foarte limitată și nu ajută unei comuniuni adevărate și profund și spirituale. Și nu trebuie să plătească. Nu. Doar dacă dorește. Ferească. Dacă dorește să-și achite contribuția, pentru că merge mereu la biserică sau nu reușește. Și apoi, bisericile istorice, chiar și aici în oraș, nu impun, în general parohiile nu impun obligații de a contribui. Poate ar trebui separată vizita aceasta pastorală de da, pentru că luarea... este împuținată de o chestie, da, cu totul accesorială, deloc esențială a ceea, exact, ce trebuie să fie. Preotul, știți la ce ajută? În primul și în primul rând, vă spun experiențele directe pe care le-am de acolo de o jumătate de oră, e un mic pansament asupra singurătății. Nu vă puteți închipui câtă singurătate trăiește acest oraș, care pare foarte frecventat. Pot să mă închipui, poate că ar trebui nu doar o singură vizită pastorală așa și este, asta așa înainte este, așa de bobotează. Poate ar trebui câteva pe an. Mai și se întâmplă. În general, frecvente. Persoanele care nu sunt deplasabile, sunt bolnave, preotul la solicitare. Acum nu poți să dai buzna când omul nu vrea, dar în general eu gândiți-vă că nici poștașul nu mai vine spre ei. Bine, e o parte mai fericită când vine poștașul, aduce de obicei, dar și preotul vine cu ceea ce poate în sufletul lui. Dar nici deci poștașul... stați și de vorbă cu oamenii când evident, mergeți evident, acum din casă în evident, casă? Și e felul în care putem cunoaște, să știți că nu există... Întrebați ce probleme au sau... Le descoperim. Ne dăm seama și câte pisici pe cap de locuitor există în România și câte păsărici pe cap de om singur poate să fie într-o singurătate de garsonieră și apartament în Cluj. Preotul, să știți că poate fi descoperit, dar nu investit ca atare, ca un bun agent social. Mai mult decât cunoaște asta și ia contact așteaptă, preotul. Eu asta aș aștepta de la preot. Nu știu în ce măsură... Să fie mai prezent în nu știu în ce măsură, fără a face o comparație de niciun fel... Nu doar când merge credinciosul la biserică, ci și invers. E o formă de a ne cunoaște mai mult decât permite partea cosmetică. Mersul la biserică are o încărcătură cosmetică dusă uneori, adică uneori se prezintă... Adică dă bine... Dă bine, să vedem cu ce ne-am mai garnisit. Da, da. Dar trebuie să separăm și partea asta a datului bine de exact semnificația mersului la biserică, pentru că mergi acolo să afli, eu știu, adevărul despre ceea ce Dumnezeu dorește de la tine, nu? Mă gândesc că în fiecare predică așa este. Îi învățați pe oameni ce scrie în Biblie. Și mai mult de atât, biserica trebuie, orice biserică, o biserică bine așezată, că vorbeam și de cei care vin din spate cu alte opinii, biserica trebuie să fie școală, spital și judecătorie. Dar o judecătorie cu totul special, adică are altar, are amvon de unde se predică, acolo este catedra, așa se spune, de acolo vine catedrala, este catedra episcopului, de unde predică episcopul, care trebuie să fie predica cea mai așezată a unei comunități, apoi este altarul, locul de jertfă, spitalul. Nu uitați că fiecare împărtășanie e o transfuzie de sânge la urmă urmei. Credința că acolo găsești puterea lui Hristos care te vindecă și cele mai mari boli sunt bolile sufletului, te vindecă de răutate. Nu poți să te împărtășești și să te fii la fel de rău sau de iertător. Sau lipsi de zâmbet și de bucurie. Și apoi este judecătorie, să nu vă contrarieze. În fiecare biserică istorică există un mic tribunal, un dulăpior, cușca lui Dumnezeu, îi spunea un coleg mai în vârstă, unde omul intră și se judecă cu Dumnezeu. Se judecă el. Spovada asta este. Să vorbim și despre aghiazmă, sfințirea apelor și aghiazmă. Ce este această aghiazmă și dacă are realmente beneficiile pe care oamenii le speră
de la această apă sfințită? Eu vă întorc într-o întrebare, întrebarea dumneavoastră. Ați suferit la un moment dat, bănuiesc că vi s-a întâmplat și dumneavoastră, de deshidratare sau de sete da. Acută. Da. Păi, ce rol are apa? Iată, poate fi viață fără apă? Apa, acum nu vreau să recurg, vulgarizez ideea spirituală dacă mă duc spre temele vieții, spunând că atunci când vorbim de viață, vorbim acum puțin biologic, ca să fie viață trebuie să fie minim o moleculă de carbon, apă și energie. Apa nu poate lipsi din nimic în ceea ce privește viața omului. Și dar asta din punct de vedere medical. E biologic sau, da, sau biologic. Ontologie e biologice. Sfințită. Aduce beneficii sunt în tot plus. Mai multe studii, tot mai multe studii venite și de la japonezi, atenție, nu de la creștini neapărat, și de la ruși, sunt studii care pe care le găsim pe YouTube-uri, în care arată cum comportamentul apei. Apa are memorie, apa are comportament inclusiv de natura sensibilă, profundă oarecum, adică se comportă într-un anumit fel când te rogi, când e zgomot, când ești... Sau când e, iată, atinsă de... un preot. Așa este. Și apoi să nu uităm, atunci când vorbim numai de ecologie, ci și de ceea ce are nevoie societatea foarte mult, de o apă curată. Atunci când avem o apă curată, să nu uităm că au fost obiceiuri proaste de multe ori. Eu vin din zona rurală, când un animal de curte murea și nu putea fi consumat, era dus la râu. Mm. Așa e. Eu vă mulțumesc foarte mult. Din păcate, timpul s-a scurs repede, foarte repede, dar sper că telespectatorii noștri au înțeles mesajul acestei sărbători, Bobotează. Mă mulțumesc pentru șansa de a-l transmite. Mulțumim foarte mult. Aici punem punct ediției de astăzi, 4 ianuarie 2019, a emisiunii Regiunea în Obiectiv. Sunt Corina Ionuț, vă mulțumesc pentru că ați rămas alături de noi și vă invit să vizionați în continuare programele televiziunii publice. Să aveți un sfârșit de săptămână odihnitor. La revedere!